Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Taur, etalare pe... uite asta de la cenușă. Pentru luna septembrie, încă mai e timp să ne bucurăm de septembrie, chiar dacă am întârziat eu un pic, îmi cer scuze că n-am unghiile aranjate, dar lucrez, văruiesc, renovez, lucrez în grădină, așadar, las unghiile pentru altă perioadă în care muncesc mai puțin fizic. Dragii mei, deja au venit niște mesaje. În timp ce am amestecat acest set de cărți, a apărut asul de bâte. Și domnilor și doamnelor, ce vedeți cu ochii voștri, asul de bâte și asul de cupe. O pasiune care va aduce dragoste. Interesant. Poate că e o situație online sau la distanță sau încheiați un capitol eventual. Acest dragoste este de fapt un nou capitol în care vă întâlniți cu sufletul vostru pereche. 2 de cupe, 6 de cupe. Ce poate fi mai frumos? Și aceasta este adevărul. Adevărul ăsta vă tulbură un pic, că descoperiți dragostea. După o perioadă de mari trădări, după, ia uite, eremitul, poate aveți planete în fecioară sau, da, interesant, în perioada aceasta înțelegeți niște lucruri. Interesant este că 10 de spade a apărut și aici, eremitul la un moment dat undeva, tot așa, în plan subtil. Vă vindecați, ați meditat sau meditați de fapt la un adevăr. Poate ați reținut niște lucruri, ați reținut niște dureri, ați reținut o trădare. Interesant că aici este, parcă ar fi în coridă. Ați fost în Spania, sunteți prin Spania, vă salut dacă sunteți în Spania. E un taur, da, foarte încercat, foarte încercat. Poate că ați avut o relație cu un semn de aer care v-a încercat. Poate, nu obligatoriu. Dar, în primul rând, ați avut o trădare, ați trăit niște trădări, eu știu, trădări. Poate chiar și la nivel de justiție. Tatăl de regele de spade poate să fie și un doctor, poate să fie și un avocat. Au fost niște situații grele din care a trebuit să renașteți. În continuare renașteți. Sunteți în plină ascensiune unii dintre voi, alții acum începeți. Începeți printr-o nouă pasiune, printr-o nouă atracție care vă duce departe, faetonul. Vă duce departe. Către ieșirea, mișcarea, ieșirea din însingurare. 5 de monede și eremitul. Ieșirea, iar eremitul fecioara, să zicem, perioada aceasta vă ajută să vă eliberați și să vă vindecați. Asul de cupe și steaua, dragii mei. Ce poate să însemne mai bine vindecare decât cele două? Și dreptate, într-o anumită formă, după multe probleme. După multe probleme. Poate să fie și o nouă dragoste absolut ideală cu asul de cupe și stea și justiția, o nouă dragoste care face parte din dharma pe care unii dintre voi trebuie să o trăiți tocmai pentru că ați trăit multe trădări, dar pentru asta trebuie să meditați eremitul, latura aceasta. Toți avem o fecioară în noi, da? Toți avem această casă, într-un fel sau altul, și se reactivează în această perioadă și la alții se activează tot timpul prin planetele pe care le aveți. Poate aveți acolo planete. În fine, aceștia fiind clarificatorii. Dar încă n-am început etalarea aceasta fiind o pre-etalare. Ia uitați ce frumos! Ce frumos, Doamne! Doresc dragoste tuturor, nu doar mie. Nu doar mie. Dragoste adevărată, nu jocuri mentale, nu obsesii pentru bani, nu obsesii pentru sex. Toate sunt necesare și banii și sexul, dar le avem nevoie de ele să se manifeste în echilibru și în bun simț. Și în bun simț. Interesant, vorbeam de echilibru, temperanța a venit invers. Probabil că nu mai aveți răbdare după atâta așteptare, poate ați aștepta de mult timp. Așteptați. Regele de cupe, o dragoste adevărată și nu mai aveți răbdare, poate. Nu mai aveți răbdare. Hai să vedem situația. Tauri, taurițe, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în taur. Poate să fie și o pasiune care vă vindecă, vă dă încredere, un hobby, ceva care se transformă în ceva și mai și, dacă nu e dragoste, dacă nu e pasiune, dacia erotică. Odată, de două, ia, uite că nu vrea, 13, transformare, opoziția, scorpion, taur, scorpion, transformare, dar, eu, doamne, să, pentru unii, dragi dintre voi, dacă aveți niște traume din copilărie,
părinții s-au despărțit sau au fost jigniți sau, și nu vorbesc doar de Taur, vorbești de și cu ascendent și cu Lună și cu Venus și cu nodul nord în Taur. Pentru că nodul nord în Taur are în spate, ce? Nu, și deja în fiore, nodul sud în Scorpion, adică aveți traume mari. Dar copilul vostru interior trece prin mari transformări. Ia uite, 33, ce frumos și nou, vă descoperiți independența, dar nu doar atât. 33 și 9 a mai fost la etalare, nu mai știu la care, și cavalerul, de curând. Nu știu, ori pe etalarea la alegere pentru septembrie, ori cea colectivă cu... Fiți atenți, urmăriți, cu acrobatul care își dorește să se transforme într-un bărbat asumat, apropo de un tânăr, de un cavaler, un veșnic, poate să fie și un veșnic tânăr, dar veșnicul tânăr... Dar dacă e tânăr, încă are șanse de transformare. În fine, ideea este că trebuie să manifestați ceva nou. În primul și în primul rând, independența voastră, dragoste, armonie, echilibru în voi. Dar cineva vă arată cheia. Cheia aceasta deschide niște uși, nu? E un portal. Trebuie să treceți printr-un portal, prin această transformare. Și portalul vă duce către dragoste. Cineva vă arată, dragostea are cheia la sufletul vostru. Către sufletul vostru și posibil, interesant, da? Împărăteasa, posibil și voi, într-un fel, aveți cheia către sufletul vostru, lor. Dar vedeți, am văzut 30, 33 și 3. 3, 3, 3. Probabil că unii vedeți adesea 3, 3, 3. Și asta înseamnă că, puteți să căutați pe internet ce înseamnă, dar 3 înseamnă comunicare, înseamnă construcție, înseamnă colaborare. Două persoane creează, ce înseamnă creație, dar totul pleacă de la comunicare. Apropo de Mercur retrograd, poate că acest Mercur retrograd vă ajută să transformați ceva, să înțelegeți. De ce ați trăit aceste suferințe? Pentru că în copilărie ați suferit și ați atras. Nu vreau să fac acum psihologie, dar ăsta e adevărul. Și vă mai documentați și voi, da? Ați atras suferință. Acum trebuie să vă vindecați. 3 și cu 3, 6. 6 înseamnă Venus, iubire. Vindecare prin dragoste. În timp ce vorbesc, apare eremitul. Analizați, căutați, puneți lumină pe rană și vindecați-o. Eremitul fiind perioada fecioare. Soare, lună, Venus, ascendent. Poate aveți acolo marcaj. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. Ah, ce am zis? Pardon. Probabil că aveți ceva cu fecioara. Sau aveți ceva în fecioară. Vreau să zic soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în taur. Deci e valabil și pentru ascendentă, pentru unii dintre voi, și pentru lună, și pentru... Ia uite. Vă simțiți părăsiți, ia uite-ți, vă simțiți părăsiți. Dar trebuie să transformați iar 13. Acest sentiment, probabil că ați fost dragi de voi, ia uite, o mamă cu un copil și un bărbat... Probabil că ați fost părăsiți, ori de tată, ori de mamă, ori părinții s-au separat. Măi, dar asta se întâmplă. Se întâmplă. Toți trece. Nu există om care să nu treacă prin traume. Cât am încercat să protejăm copiii, iar nu se poate, imposibil. Fiecare trebuie să... Dacă nu e din viața asta, e din altă viață. Hai, o dată. De două ori. De trei ori. Ia uite, măi, de trei ori ce apare astfel de cupe, pun la loc să reapară, dar deocamdată încă suferinți. Suferinți, of. Da. Încercați să nu apelați la băuturică și la prea multe prietenii care nu vă ajută. Wow, astfel de cupe, ce frumos. Vindecare, în primul rând. Dar și o nouă dragoste. Mai pică de la bețișoarele aromate. Cavalerul de spade în trecut, 10 de monede și împărăteasă. Nu știu ce înseamnă trecut, poate să fie și o lună, poate să fie și 3 luni, poate să fie și un an, poate și să fie nu știu cât. Cavalerul de spade, o să vedem. O discuție. Nu știu de ce. Se pot interpreta aceste cărți în multe feluri, dar în acest moment sunt ghidată altfel. O discuție care aduce un adevăr. Adevărul ăsta aduce
Cum să explic? Vă ajută să vedeți o bogăție pe care n-ați văzut-o. Se deschide. Această discuție care a venit într-un mod neașteptat a deschis, nu cutia Pandorei, nu știu, o comoară secretă în voi. Eu așa văd. Poate văd prea pozitiv, dar o comoară secretă în voi, un potențial care se poate manifesta, poate mai încet, cu bruscuța testoasă, de abundență și de creștere spirituală și de dragoste absolută cu împărăteasa. Poate că unii dintre voi, ce aș vrea să vorbesc despre femeia divină, nu știu dacă v-ați întâlnit femeia divină sau o femeie foarte specială în viața voastră. Sper să nu fie afectată la clarificări, pentru că mesajul mi se pare superb. Regele de monede. Male preot, varianta voastră superioară. Nu toți taurii sunt male preot, da? Și eram să zic regina. Și patru de monede. Iar chestiuni care țin de tradiție, de tradiție de familie, cum ați fost crescuți în familie, să vă concentrați foarte mult pe aspectul material. E tot, totuși vorbim de zodia Taurului, dar reprezintă posesiile, banii, lucrușoarele, căsuța, mașinuța. Depinde, poate să fie și mașină, dar că e posesia voastră, dar mașina reprezintă racul. În fine. O să vedem. Dar trecând peste. În prezent încă priviți către niște reguli în care ați fost crescuți. Vedem, o să clarificăm, poate se schimbă ceva la clarificare. N-aș vrea să se schimbe primul mesaj, pentru că este prea frumos. Știu că se pot interpreta cărțile în multe feluri, dar așa am simțit. Un mesaj care aduce un adevăr, care vă învață cum să manifestați abundență, să manifestați autoritate și creștere spirituală și varianta voastră cea mai bună, dincolo de stabilitatea fizică, spânzuratul, o nouă perspectivă, cavalerul de băte și patru de cupe. La capătul setului de cărți, temperanța, pe care am văzut-o mai devreme. Trebuie să vă echilibrați un pic în această perioadă, pentru că aveți de ales. Între ce? Relații care vă apasă sau relații care vă umplu sufletul. Am văzut mai devreme acea dragoste către care și-a ridicat vocea, scuze, pardon. Dar trebuie să vă atragă atenția. Între relații care vă echilibrează și emoțional, și energetic, și spiritual, și financiar, pentru că focul e o forță creativă și prin creativitate puteți să faceți bani, nu doar prin muncă, și o relație, căsătorie eventual, sau contract la locul de muncă, sau o adicție pentru cineva care a provocat o mare nedreptate. 10 de bâte și justiția și 6 de monede și diavolul, uf! Ce toxică e situația asta. La distanță, la drum, pentru unii dintre voi. Și atunci aveți de ales. Poate nici nu vorbiți prea mult. Vă fi rușine? Nu știu. Sau spuneți de ce să mai răscoliți trecutul sau situația, știți cum e. Aveți de ales. Ori una, ori alta.
Și ce vreau să zic, așa am tras un pic cu coada ochiului în viitor. Pentru că în prezent încă n-am clarificat, dar toate cărțile vă arată pe voi, patru de monede, marele preot, regele de monede. Concentrați pe bani, pe stabilitate fizică. Poate dacă v-ați întâlnit perechea divină și această pereche divină, femeie sau ce ar putea să fie, sau dragostea aceea super, femeia sau poate chiar și bărbatul acela special, persoana aceea specială, aici e o persoană specială, poate persoana respectivă are deja abundență, are stabilitate, are valoare și atunci vreți să fiți la nivelul lor. Nu știu. O să vedem și la clarificări. Vreți să fiți la nivelul lor. Dar încă priviți la o educație, nu știu cât o fi de grozav acest mare preot. Pentru că educația, cultura, tradiția în care ați fost crescuți. Pentru unii dintre voi, probabil că ceva s-a întâmplat. Haideți să termin mesajul ăsta, ok. Și pe urmă să trec la următorul. În viitor veți vedea după acest Mercur retrograd, dacă vă vindecați de traume, de obsesia abandonului pe care unii dintre voi ați încercat să o rezolvați prin stabilitate financiară și poate profesională și nu emoțională, acum urmează să descoperiți aceste aspecte, să le rezolvați. Veți avea o schimbare de perspectivă. Veți avea o schimbare de perspectivă. Veți simți iar cu cavalerul de bâte. După această stagnare, poate impusă, poate necesară, ca să analizați între tradiții, însă să meditați. Da? Ce vă ține pe loc? Tradiția, cultura, mama, soția, banii, ce vă ține pe loc? Veți înțelege și elibera, să zic, de ceea ce vă ține pe loc. Deocamdată încă mai țineți la ceva vechi, aș spune. Și după ce vă veți elibera și veți avea această schimbare de perspectivă, cavalerul de bâte. Veți simți un foc interior, cum probabil n-ați mai simțit de mult. Poate că îl simțiți și acum și tot îl rețineți, îl puneți. Dragii mei, dacă acoperiți acum flacăra, iau lumânarea, dacă fac o demonstrație, dar n-aș vrea totuși, dar înțelegeți, dacă pun acum ceva peste flacără, arde. Încercați să temperați pasiunea pe care am văzut-o chiar de la început, nu cred că se poate. Arde totul. Și, oricum, eliberarea pe care o veți manifesta mai încolo, după o perioadă de stagnare, repet, în care vă concentrați pe bani, pe stabilitatea voastră, necesară, nu zic nu, și regăsirea poate a unor alte reguli, poate a unui alt fel de credință sau o altfel de credință, da? Veți simți acest foc interior care vă ghidează către asul de cupe pe care l-am văzut mai devreme și pe care la un moment dat l-ați refuzat. Poate alții v-au refuzat, nu știu, vedeți cum e pentru că e etalare colectivă. Dar dacă ați amânat sau ați refuzat o dragoste, veți merge către ea mai devreme sau mai târziu, uite, patru de cupe, veți merge. Veți încerca, veți înțelege de ce ați stat în griji, în stres, de ce ați refuzat-o. Din cauza acestor traume, vă veți transforma. Am zis, dragostea, nouă de monede, ce frumos. Personajul acesta foarte special trebuie să intre în viața voastră mai devreme sau mai târziu și veți înțelege ce vă leagă, repet, iar o dezlegare de karmă, de stres, de tendința de a vă bloca singuri și spre ce mergeți? Vă veți lupta. Vă veți lupta să recâștigați persoana care vă umple sufletul, vă alină, regina de cupe, opt de cupe.
vă vindecă de traume. Pentru că ați fugit. Unii dintre voi ați fugit. Ați fugit de fericire, ați fugit. Pentru că v-ați obișnuit să... Ați fugit de fericire, că v-ați obișnuit să suferiți unii dintre voi. Și așa se întâmplă. Și repet, dacă nu e vorba de voi, e vorba de persoana din viața voastră. Dar hai să vedem și alt mesaj. Că simt nevoia să mai transmit și alt mesaj. Posibil unii dintre voi sunteți deja căsătoriți. Sunteți bine, bărbați, femei, sunteți bine, financiar. Dar într-un mod neașteptat apare ceva nou. Care vă zdruncină, așa zisa, stabilitate. Încercați să vă temperați acum, pentru că știți că aveți de ales. Dar repet, și aici mesajul se suprapune cu ce am zis mai devreme. Aveți de ales între stabilitatea aceea în care, eu știu, ziceți voi că e bine, dar nu e chiar bine. Și o nouă relație, un nou adevăr. Adevărul ăsta că aveți nevoie de altceva. Că aveți nevoie de altceva. Aș vrea să iau o carte înainte să clarific. Mesaj de la Înger pentru Taur și Taurițe. Taurași și Taurițe, mesaje de la Înger. Da, în această perioadă încetiniți un pic și este bine, pentru că e Mercur retrograd, stați, analizați și vindecați eventual. Încercați să mergeți la un ghid spiritual, un om cu autoritate care să vă inspire eventual. Da. Veți dori să demonstrați dragoste cuiva? Cuiva. Veți dori... dar trebuie să aveți credință. Vedeți? Central este male preot. Trebuie să învățați să aveți credință, pentru că unii nu aveți credință. În fine, dar cei care ascultați tarot, în general, începe să manifestați un alt tip de relație cu spiritualitatea. Da? Dar trebuie să aveți credință, male preot. Vă doriți imens de mult. Am văzut cărțile de la început și am zis că acum încă vă abțineți. Aș spune, vă rețineți. Concentrați, repet, pe tradiții, pe cum ați fost învățați, pe cultura, eu știu, în care, familia în care ați fost crescuți, pe stabilitatea financiară, pe bani, pe profesie, pe eu știu ce. Dar vă doriți atât de mult o anumită persoană, 47-48, 46-47-48, e o evoluție, cu care ați avut, am zis bine mai totuși, ați avut momente de calitate, ați vorbit, listen and talk to each other, ați vorbit, cavalerul de spade, și ați ascultat chestiuni profunde. Ați avut niște discuții de calitate, ia uite, Marea Preoteasă, iar 3 înseamnă comunicare. Discuții de calitate care au deschis o comoară în sufletul vostru. Un potențial. Nu e azi, este 10, dar eu așa am simțit. Și totuși în această perioadă sunteți și va trebui să schimbați, pentru că dincolo de aceste cărți, 4 de monede și regele de monede, 5 înseamnă schimbare. Va trebui să ieșiți din 4. Să ieșiți din, ia uite, 4, 4, 4, vedeți? 4, 6, 4, 7, 4, 8, vedeți? 4, 6, 4, 7. Timp de calitate. Această discuție v-a răscolit, v-a trezit pasiunea în voi. Aveți nevoie de această atingere. Și aveți nevoie să transformați 8. Să ieșiți din niște. Am zis bine mai până la urmă. Cine nu recunoaște problema sa? Hai să vedem. Să ieșiți din un status quo. Ia uite. Ce mai apare pe aici? Ia uite, 3 de spade și valetul de cupe. E o emoție între emoții inocente, între sensibilitate și durere, aș spune. Între sensibilitate și durere, că am văzut trădările respective. Între oameni care vă aduc aminte de inocență,
pe care probabil unii dintre voi ați pierdut-o din cauza unor traume în copilărie, și oameni care vă răscolesc durele. Ia uite, și vorbim de regina de cupe, pe care am văzut-o mai devreme. Ia uite, ce mai? E un suflet pereche care vă transformă viața, o dragoste care vă transformă viața, dar deocamdată, vedem. Hai să clarificăm. Cavalerul de spade, te rog frumos. Ia uite, regele de monede, care reapare. Și regina de monede. Probabil. Ia, hai. 10 de monede. Probabil e un cuplu totuși aici. Regele și regina de monede, 10 de monede. E un cuplu aici. În fine. Regele de cupe, 5 de cupe și soarele cu conflicte. Și împărăteasa. Șase de bâte. Ai zis că cineva vă arată. E o comunicare. La voi, regele de monede, vine cineva într-un mod neașteptat. Cu o discuție care aduce lumină, aduce soarele. Probabil că... Iar discuție 3, împărăteasă. Probabil o discuție care aduce speranță după o perioadă de întuneric. Speranță și un sentiment de victorie. Cineva care vine cu o cupă, 5 și cu 1, 6. Vă simțea singuri acasă, în familie sau în relația în care erați. Wow, îmi vine să plâng. Wow. Nu știu pentru cine citesc, dar sigur citesc pentru cineva și pentru o persoană. Dacă citesc, vă rog frumos, vă salut, vă împărățișez și vă pup. Vine să plâng. Deci, probabil că vă simțea singur acolo, acasă, la job, în relația aceea clasică, tradițională. Și ceva neașteptat s-a întâmplat. O discuție clară. Care v-a alinat 5 și cu 1, 6. V-a alinat sufletul 6 de cupe, adică. V-a adus lumină. Iar lumină, curcubeu, a deschis o comoară. Și știți ce simt eu acum când vorbesc? În care, comoara sufletului vostru, în care unii dintre voi ați pus bani, unii, nu știu care, ați pus bani și ați uitat interesant că aici este soare și soare. Că de fapt, nu asta o să vă umple comoara sufletului, ci lumina din voi. Și vin o lumină năfălită din piept. Îmi vin în minte niște versuri din Blaga. Da. Da. Ei, și ce s-a întâmplat? Ați simțit dorința să lăsați în urmă trădările. Taurul acesta foarte rănit, iar văd. Nu știu, sunteți în Spania, din Spania, salutări până în Spania, din Spania. Eu n-am văzut, ia uite, și 10 de monede, mai, 10 de spade, trădări acasă, trădări la locul de muncă, în legătură cu mama, cu o energie feminină, lucruri pe care nu le-ați înțeles în familie, dar trebuie să le rezolvați, să le vindecați acum. Prea profundă, nu vreau să plâng. Regele de monede. Regele de monede, clarificăm regele de monede acum. Deci ce a fost atunci? Ce a fost acum? Ce este acum regele de monede? Regele de monede parcă începe să se uite, vedeți? Și voi parcă începe să se uite la marele preot. Este un ghid spiritual în viața voastră sau trebuie să vă orientați, repet, către credință? Parcă lasă în urmă această monedă, tronul ăsta glamuros și parcă se uită un pic către marele preot. Și soarele ar fi și un soi de trezire. Ia uite, marele preot, că sunteți căsătoriți, poate. Wow. Marele preot. Clarifică marele preot. Extraordinar. Ce doamne, dar ce etalare. N-am mai simțit de mult așa. Cavalerul de cupe. Temperanța și regele de spade.
Da, trebuie să puneți capăt unei relații toxice. Vedeți? Moartea și diavolul. Și 10 de spade. Ah! Ați crezut că o să fie bine, dar n-a fost. A fost o iluzie. 10 de cupe în acest context este o iluzie. Da? Și în această transformare vă veți regăsi echilibru cu un personaj într-o relație care vă schimbă viața, cu un personaj care vă duce, vedeți, soarele pe al treilea ochi. Vă duce o schimbare de, ce fior am zis, o schimbare de perspectivă prin comunicare, prin o altă viziune despre viață, despre relație. Vai, de ce stare, măi, ne, n-am mai văzut așa la Tauri. Etalare pentru cine o fi, nu știu, vă rog frumos, spuneți-mi. 4 de monede. Imediat. 4 de monede. Mamă, ce au zburat părțile. Ia uite. 5 de monede, îndrăgostiții și spânzuratul. Spânzuratul reapare un pic mai încolo. Da. Aici este. Țineți prea mult la o relație doar pentru că vă oferă stabilitate financiară, dar vă simțiți singură acolo. Dragii mei, schimbați-vă perspectiva, spânzurată de două ori, Marele Preot de două ori, Regele de Monede de două ori, Temperanța iar apare, Manfior, mai doi de bâte iar apare. Vai de mine, n-am mai avut așa de mult și stări. Nu mi-e frig. Nu, efectiv am fiori. Marele Preot și Cavalerul de Cupe. Temperanța și regele de spade. Regele de spade este o figură logică, introspectă. Are ceva din fecioară ca și atitudine, chiar dacă e element de aer, pentru că e mercur. Vede în întuneric, aici este. Voi ați fost trădați, acum începe să vedeți în întuneric. Trebuie să vă vindecați, eventual. Poate. De tendințe ale cuiva, nu știu, cineva din familie, ori o persoană căsătorită, ori în familie, ați văzut multe lucruri, ori un tată, ori o figură autoritară, care și-a impus reguli asupra voastră, dar care era foarte călător, da? Călător. Și trebuie să vă vindecați de aceste lucruri și să vedeți de acest personaj. Și să vedeți dincolo de ce ați. Sau mai bine zis, să vedeți în întuneric, în acea durere. Și să vă manifestați drumul vostru, calea voastră, dragostea voastră, relația voastră, total diferită. Nu, scuzați-mă dacă vorbesc așa, probabil că așa sunt ghidată. Total diferită de cea a părinților. Apar îndrăgostiți. Ah, măi, dar ce durere am chakra inimii. Probabil că trebuie să se deschidă. Aici este schimbarea de perspectivă, prin credință. Iar întuneric, cineva care vede în întuneric. Ce vreau să mai spun? Vreau să spun că pentru unii dintre voi aveți un ghid spiritual sau comunicarea despre care am vorbit, care v-a adus lumină, a venit într-un mod foarte, Cavalerul de Cupe, foarte sensibil. Da? De-aia v-a și atins sufletul, 6 și 5. Foarte sensibil. Romantic, poetic. Dar va vindeca și va aduce lumină. Nu e lipsită de logică, chiar dacă e sensibilă, nu e lipsită de logică. Ia uite, la capătul setului de cărți, doi de cupe, mai ce? Băi, băi! Și totuși, aveți încă această durere. E o iluzie pe care ați trăit-o față de cineva și de care trebuie să vă eliberați. Ca să vă regăsiți, să stați în brațele sufletului pereche. Spânzuratul. 9 de spade. Depășiți. Ia uite, 9 de spade, 9 de spade. Depășiți, vă rog frumos, depășiți. Iau-te împărăteasa. Probabil că vă îngrijorați în legătură. De ce vă îngrijorați? Acel E un personaj special care vă aduce frumusețe, vă aduce încredere, vă aduce speranță, culoare. Uai, de capul meu ce stără.
Vedeți că și spada asta e colorată. Cuvântul are culoare, are viață, adevăr și sensibilitate. Dar vă faceți griji. Schimbați perspectiva, ieșiți din griji pentru că grijile vă țin pe loc. Vă simțiți foarte atrași de acest personaj. Ia uite! Și vreți să fiți împreună, împăratul și împărăteasa, pentru că această atracție fizică este greu de înțeles, dar probabil că unii dintre voi v-ați întâlnit flacărea geamănă. Probabil. Și e greu. Ia uite, 5 de spade, conflicte interioare, bârfe, poate unii se mai bagă, cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte. Uf, ce stare am. Ia uite, 2 de spade. 2 de spade. Blocați, să zic, 2 de spade, asul de monede și 2 de bâte. Foarte frumos. Dacă depășiți, dacă vă eliberați de aceste gânduri, că văd că totuși vine un as care vă ajută să vă eliberați de aceste gânduri, de acest stres, de această durere, de această reținere, de această supărare, poate și depresie. Blocați tendințele acestea ale, eu știu, poate ale cuiva, nu știu, ori ale cuiva, din familie, din relația stabilă, din relația tradițională, din relația care, eu știu, e mai veche. Aș spune că dacă în voi este un personaj, dacă voi, deși variază, în general, energiile masculine, dar nu e obligatoriu, nu vreau să pun etichete, dar trebuie să și spun adevărul, așa că nu vă mai supărați. Dacă unii dintre voi ați avut această tendință de a merge în afara căsătoriei sau de a avea aventuri sau de a vă mulțumi cu mai puțin, blocați. Începe și alegeți. Vreau o nouă relație. Vreau ceva stabil, vreau ceva consistent. E ca un soare înăuntru vostru, în tulpina voastră, interesantă, acea de comoară, comoară din sufletul vostru. Vreau să manifest altceva, ceva valoros, ceva care crește în timp și creează o abundență de care se pot bucura și alții, nu doar eu și neamul meu și familia mea. Înțelegeți, da? Ei, și veți alege totuși, 2 de bâte. Veți alege. Eu zic că veți alege totuși începutul. Sunteți un pic mai precauți, dar ia uite, cu răbdare vreți să... Ia uite ce frumos. Să manifestați acest 4 de bâte, această relație flacără geamănă. Cei doi au aceeași viziune. E o trezire spirituală. Turnul și regina de cupe. Dar trebuie să treceți printr-o separare, separare care vă pune în poziția în care alegeți, meditați, vă găsiți adevărul și adevărul este că trebuie să ieșiți din întuneric și voi și noi și toată lumea, dar asta e, perioada aceasta se cam reașează relațiile și situațiile. 4 de cupe, te rog frumos, clarificăm. Mamă, ce, nu știu de ce m-am implicat atâta, mă chemați în etalarea asta, mă chemați sau ce mă cheamă, nu știu, dar atâtea stări emoționale și consum și iau-te, 8 de cupe, ai drăguț, lăsați 8 de cupe, 4 de cupe. Lăsați depresiile, lăsați în urmă, eu știu, oamenii care vă țin departe de, iau-te, lună. Da, lăsați depresiile, să zic, lăsați reținerile, lăsați supărarea, lăsați pasivitatea. Și dacă cineva a plecat, se va manifesta. Totuși, victorie. Ia uite, steaua, 7 de bâte și 2 de cupe. Poate că într-un mod misterios, poate într-un mod subtil. Măi, eu zic că veți fi cu sufletul vostru pereche. 9 de spade. Oh.
9 de spade. Justiția. Unii dintre voi vă faceți griji ori pentru un divorț, ori pentru niște probleme legale în justiție, nu știu. Sper că nu trebuie să stați prin, eu știu, sau cineva care face închisori, sper că nu, dar... Probabil vă e grijă, dacă aveți copil, vă e grijă de ce se discută, eu știu, în cazul unui divorț. Dar sunt, ia uite, iar e diavolul și 10 de pute mai. O mamă, un copil, o energie toxică. Uf, o căsnicie aici, o căsnicie toxică. Îmi pare foarte rău că trebuie să spun, dar pentru unii e o căsnicie toxică. Și chiar dacă nu sunteți căsătoriți, poate că este relația părinților pe care ați repetat-o într-o formă sau alta și pe care trebuie să o vindecați. Mamă, dar ce stare la nivelul inimii. Asul de spade. Asul de spade. Ia uite, 4 de bâte și 7 de bâte. Ăsta este adevărul. Că vreți o altfel de casă, o altfel de relație în care cei doi plănuiesc împreună, plănuiesc stabilitatea, au aceeași viziune și soarele, da? Lucrează împreună spre a manifestare pe o altă abundență din care toți ceilalți se bucură, nu doar voi, nu doar familia voastră, nu doar voi, da? Toată lumea beneficiază și lucrurile astea se vor manifesta în timp, 7, cu răbdare. Aveți multă pasiune față de cineva cu care probabil acum nu discutați, dar vă este foarte dragă, regele și regina de cupe, vă este foarte dragă această persoană. Adică dragă, adică simțiți în suflet, uf, ce stare am, simțiți în suflet prezența lor. Nu știu în cât timp veți fi alături de sufletul perechei, mai spre viitor. Oh, da. Ori ei, ori voi. Poate că ambii trebuie să demonstrați că vreți această dragoste, că vreți să vă luptați pentru această dragoste în care nu e doar nevoie fizică, atinge bine, tipic pentru cei care au marcaj în taur, nevoia de atingere, de senzualitate. Nu doar de sexualitate, de senzualitate. Dar, interesant, în plus este nevoia de a petrece timp de calitate. Timp de calitate. 6 și cu 4, 10. Să manifestați ceva nou, ceva complet. Posibil la o lună nouă. Ah, ce stare mai, mai ce talare. Un sfat, vă rog frumos. Nici nu știu, am vorbit jumătate de oră, așa am programat. Wow, tauri. Tocles filmor. Ce frumos! Timp de calitate în care vorbiți și ascultați, dar vorbiți lucruri profunde, lucruri subtile, lucruri sensibile, nu tranca, tranca, hai să vedem cum mai facem bani sau hai să vedem ce mai aia. Da? Și, băi, am zis mai devreme că la nivelul inimii am avut așa. Țineți-vă inima deschisă și păstrați-vă și latura voastră realistă, da? Aveți nevoie de aspectul ăsta real, într-adevăr, că trăim pe acest pământ. Dar și e bine că cine are planete și aspecte în taur, are și aceste calități. Dar aveți nevoie de apă, de emoții. Am mai zis, nu mai știu la ce talare. Fără emoții. Pământul nu poate să rodească, apropo de împărăteasă. Pământul nu poate să rodească fără apă. Da?
Aveți credință, dragii mei. Ce mai zice? Că sunteți... Ai de mine, că sunteți fără limită. Ce mi-a pus să mă uit? Și că veți putea manifesta iar trei, da? Trei. Veți putea manifesta această dragoste adevărată. Vai de mine și de mine, ce frumos. Și totuși ce dureros. Vă doresc dragoste, pace, dragoste, pace, credință, soare în suflet. Și nu uitați, iar patru, sunteți fără limită. Dar trebuie să ieșiți din patru. Aici este. Vă pup, numai bine, ceau, ceau.